cuprinse sunt din toate părțile de ispite, de necazuri și de rele. Din afară, lumea mă amăgește, dinăuntru, vrăjmașul mă ispitește. Către cine voi alerga? Cine mă va milui? Către cine voi scăpa? Cui mă voi ruga și ce ajutor voi cere? Inima mi se zdrobește, cugetul mi se întunecă. Ah, relelor! Deșteaptă-te, ticăloase suflete, și strigă și roagă pe Maica lui Dumnezeu și zi ei, stăpână, nu mă lăsa să pierd, nu mă lăsa să fiu batjocura ispitelor. Scapă-mă de toate necazurile, că tu ești ajutătoarea creștinilor, deci și scăparea mea.